off to invisible grounds. Don't know when to stop. Returning is not the way for me. Only a mile to go. Somewhere I belong, I'll see. Yo, yo, bună, vineri, seara, Friday night, movie night, doamnelor și domnilor, bine ați venit, sper că vă simțiți bine, avem o grămadă de discutat astăzi, puteți să verificați și programul din descriere, l-avem pe domnul Godzilla, l-avem pe domnul Kong, maimuța noastră preferată, dar astăzi o să discutăm și despre filmele și serialele, mă uit acum pe listă, care apar în luna aprilie. Luna Paștelui, doamnelor și domnilor, vă rog frumos. Și avem surprinzător, luna aprilie mai packed, mă uit, decât luna martie, ceea ce nu pot să spun că nu am avut filme în luna martie. Chiar a fost ok. Acestea fiind spuse, bine ați venit, sper că ați avut o săptămână cât se poate de bună, că aveți, urmează să aveți un weekend cât se poate de relaxant, de chill și dacă sunteți aici, vă mulțumesc. Așa. Bun, hai să începem, nu? Hai să salutăm lumea, hai să văd pe cine am aici, ciup, așa, Johnny McCloud tot timpul, prezent, aici de vreme, mai devreme decât mine, Gixer, m-auziți, mă vedeți, totul bine, Gixer, bine ai venit, Daniela, Ana, vă salut, Al Capone, Bogdi, bine ai venit, Lore, te salut, Orsolea, te salut, Adi Gaming, te salut, Frank in Chains, bine ai venit. Adeline, bine ai venit. Am văzut deja Godzilla X Kong, marți cu Vlad și Maru și mă mai duc mâine. E nebunie în sensul bun. Spoiler, mie nu mi-a plăcut. I know, pare rău, Adeline. Am văzut Libertate weekendul trecut și a fost superb. Următorul film românesc pe care vreau să-l văd este Un etaj mai jos de pe Netflix. Nu-l știu, dar mă bucur că ai văzut Libertate și mă bucur că ți-a plăcut. Spectra, te salut și eu, de aici din România. Skynet, bine ai venit. Marius, te salut. Cristian, te salut. Raul, bine ai venit. Păi deja ne-a ajuns Paștele din urmă, abia parcă am gustat șampania de la nou. Da, trec lunile, nu? Trec săptămâni, după aceea trec luni, după aceea trec ani. E weird în ultimul timp, se mișcă totul prea repede. Nu știu dacă eu am îmbătrânit și mi se pare că ziua mult mai scurtă, dar ceva nu e ceva nu e ok. Cap România, bine ai venit. Red Red, bine ai venit. Valentin, te salut. Cum să nu-ți placă? I-a plăcut lui Marius? Păi cred că asta e. Și ia se pune. Așa.
O să faci un mic review la platforma Max când apare pe 21 mai? No. Marius, bine ai venit. Marius Popa. Marius Beck, bine ai venit. Dar eu ce Paștele nostru e în fucking mai cu vocea lui Logan Roy din Succession. De ce Paștele nostru este în fucking mai? Nu știu. Nu s-a îndepărtat tot mai mult în fiecare an. Paștele era normal în aprilie, nu? Mi se pare că s-a tot îndepărtat. Gabriel, te salut, seară frumoasă și ție doresc. Când apare Max, HBO Max nu va mai fi, nu prea am înțeles care e treaba cu asta. Da, e ce s-a întâmplat și cu HBO Max. Cum era înainte HBO Go, a devenit Max. Nu o să se schimbe foarte mult, o să adauge mai multe reality shows, asta e clar. Maria, te salut. Ai mai dat play la Futurama? Mă uit la Futurama în fiecare zi, sunt pe la sezonul 9. Mă uit pe Disney Plus, la masă, pe telefon. Și îmi place foarte mult. Good news, everyone! Noile Godzilla și Kong americane sunt ca o altă versiune a lui Tom și Jerry. Mă, mi-a plăcut Godzilla vs. Kong. Mi-a plăcut Godzilla... mi-a place mai mult King Kong de fel. Mi-a plăcut ăsta Kong Skull Island. Ăla Godzilla Monsters, nu mai știu cum se numește, al doilea Godzilla. Așa și așa, mi-a plăcut Ghidorah din acel Godzilla. Mâine poi mâine o să fie în iunie, da. Și-a dat seama și timpul că trece prea rapid. Fuge. Fuge de ceva. Max o să vină cu noile restricții de account sharing sau e doar în vest? Nu știu cu ce vine. Asta ar fi o întrebare, ar mai fi altă întrebare dacă vine și cu reclame. La noi pe Netflix există varianta cu reclame, aia cea mai cheap, nu știu. N-am verificat, nu știu. Eu la asta mă gândesc, că vine cu reclame, vine cu restricția de account sharing pe care cred că o să o bage și Disney Plus în curând. Și prețul. De preț e cel mai curios. Prometeus, te salut, da, merită. Iuliana, te salut. Bine ați venit, bine ați venit, doamnelor și domnilor. Sper că ați avut o săptămână cât se poate de ok. Așa. Am văzut că lumea făcea glume pe internet mai mult, mai de mult spun că Godzilla Monsters of Monsters e scris de un copil de 2 ani. Well. Pe Netflix nu sunt reclame la cel mai ieftin abonament. Nu sunt reclame la chip. Ok. Asta depinde și de... Poate doar la americani? Că na, dacă nu sunt advertiser în România care să bage bani, știi, nu merită să bagi tirul cu reclame. Deci ar veni Max cu reclame, mă gândesc. Dar cu account sharing, aia nu le e greu, știi, să activezi un slider, un buton din ăla, bup. Și gata, nu mai poți să dai account sharing. Ceea ce nu știu dacă îmi place. Eu nu prea... Ba, am dat și Netflix-ul, dar nu mai știu ce am. I-am dat Netflix-ul cuiva. Dar nu am întâmpinat probleme. Voi ați întâmpina că nu puteți să-l împărțiți, dar nu știu. Weird. Oricum, toată treaba asta. O să ajungi să ai doar YouTube. Eu oricum cel mai mult serviciu de cel mai... YouTube folosesc cel mai mult. Mă gândeam dacă e altă variantă. Sky Showtime nu am. Netflix am foarte rar. HBO Max e singurul la care-s fidel. Dar nu pot să spun că mă uit tot timpul. Mă uit când știu că am ceva de văzut acolo. Și... Disney Plus mă uit foarte mult, surprinzător, pentru că am două chestii la care mă uit odată ce termin cu alea, nu știu ce mai văd acolo, o să văd eu, dar pe Disney Plus mă uit la 911, aia când gătesc sau când editez o poză, îmi place foarte mult 911, e așa old school, TV, clean, îmi place foarte mult și la masă mă uit la Futurama tot pe Disney Plus. Dar după astea nu știu. Noroc că Futurama are o grămadă de sezoane.
Eu am întâmpinat tocmai de motivul ăsta, mi-am făcut cel mai ieftin abonament și am rămas doar eu pe cont. Deci e și la noi cu password sharing-ul. Următorul film pe care vreau să-l văd e Poor Things pe Disney Plus mâine. Bine, Bogdin, mă aveți că la noi foarte... Nu știu ce vârstă ai, ca să știi. Că tu spui de obicei că te mai duci la cinema cu tata sau ceva. Mi se pare că ești mai tânăr. Nu știu dacă o să-ți placă sau dacă trebuie să te uiți. E un film fain, mie îmi place. Dar l-aș recomanda peste 18 ani. Asta așa. Domnul Sabin, bine ai venit. Bine ai venit, e chill vibe. Suntem încă la început. Aveți programul în descriere, o să începem imediat. Abia aștept serialul The Penguin. L-aștept și eu. Azi trailerul arată bine. Cred că serialul The Penguin, serialul Peacemaker și serialul Swamp Thing, de care au uitat mulți oameni, ceea ce e trist, sunt singurele seriale de la DC care merită. Știu, sunt un mare fan Doom Patrol, dar până și Doom Patrol e foarte nișat. Nu pot să spun că e foarte bun, e doar fan, știi? Și la ultimul sezon din Doom Patrol nu pot să mă uit. E prea cringe. La un moment dat te ajung glumele cu funduri care trag părțuri și din astea, știi? Așa, Crefi, locuitor rebel de 12 luni acolo, level 3. Thank you very much, să verifici clipurile exclusiv, ceea ce, by the way. Ia, hai să-l... Uite că am uitat. Hai să-l mut pe ăsta. Proaspăt postat. One day ago. Masters of the Air. Alături de Dune aici. Iron Claw, Poor Things. Toate astea, clipuri exclusiv. Mersi foarte mult, Crefi. Thank you very much. Și mulțumesc tuturor care susține și golul lunar. Cred că asta e ultima zi cu golul lunar și e fucking crazy, ținând cont că e și un gol lunar mai mare. Dar au fost și multe filme și na. Și o să fie multe și luna viitoare, o să vedeți. Dante, te salut. Ai văzut ce opening are Godzilla în America? În America? Nu, n-am văzut. Am văzut, cred că, ceva cifre, dar nu știu, n-am băgat de seamă dacă era mare sau mic. Angin, bine ai venit. Cristi, te salut, ai văzut filmul? Nu. Am văzut Imaginary, dar mă gândesc dacă mai văzut alt horror. Nu, n-am mai văzut. Că nu mă atrage niciunul. Acum, în aprilie, mai apar câteva care par mai ok. După ce am văzut Imaginary, nu mi-a mai trebuit. La anul avem și Welcome to Derry, sunt curios de serialul Harry Potter când o să apară. Welcome to Derry știu că l-au filmat și sunt și eu curios. Harry Potter nu sunt fan, îmi place Harry Potter, e ok, dar nu îmi pun speranță că o să mă atragă pe mine. Dar sigur o să fie bun dacă au făcut și serial Lord of the Rings și a fost super mișto. Au făcut și serial, ce au mai făcut, că au mai luat așa o proprietate, nu mai știu. Dar sigur o să fie bun, că o să pună suflet, o să fie treabă mișto. De ce nu mai facem filme de război? Ți-ar plăcea să vezi și pe la noi? În ce sens? Că război, ce avem? Avem Revoluția, mai avem câteva de dinainte. N-aș vrea să văd cu Daci. N-aș vrea să văd cu Mihai Viteazu. N-aș vrea să văd cu Ștefan cel Bătrân, Mircea cel, nu mai știu care. Ai uitat de Peacemaker de la DC? Nu, am zis Peacemaker, Swamp Thing și The Penguin. Probabil o să rămână singurele seriale ok de la DC. Ra, Black Dragon, vă salut. Vă salut. Marius Back, locuitor Rebel Level 1 aici. Thank you very much. Nu mai știu cât suntem. Suntem undeva la 660. Nu, 691. M-am uitat acum câteva zile că trebuie să fac lista iară, că intrăm în aprilie. Still strong. N-am ajuns la 800, dar still strong. Still fucking strong. Thank you very much. Adică o ducem așa din decembrie. Păcat că Swamp Thing a primit cancel. Era foarte scump. Adică Swamp Thing a fost un experiment total. Din ce am citit, erau 10 milioane pe episod la un moment dat. Răzvan, te salut. Ceea ce nu mai știu când a apărut Swamp Thing, înainte de pandemie, cred că.
Oricum în producție era înainte de pandemie. Și ca să înțelegi, 10 milioane pe episod avea Game of Thrones, avea buget din ăsta, știi? Adică nu, știu, acum ne uităm la Masters of the Air, care a costat 250 de milioane, sau pune mâna pe un serial de la Marvel ca să vezi că și ăla a costat 200 și ceva de milioane, 40 de milioane pe episod. What the fuck sunt cifrele astea? Dar pentru perioada aia, să faci 10 milioane era mult și așa s-au îngropat. Adică i-au dat cancel că au zis, chiar dacă a ieșit bine, nu putem. Chiar și sezonul ăla, după 2 episoade sau 3 episoade, au mai redus din buget drastic și se vede un pic, dar încă e bun, încă e foarte bun. Mi-am luat de la Bookfest gluma ucigașă, știam de la tine de acest comic și am profitat de reducere. A fost foarte bun, m-a făcut să mă uit din nou la Batman 2022. Nice! Nice! The Killing Joke chiar este o carte foarte mișto. E foarte mișto. Eu nu mi s-a atât de mare fan Batman sau universul Batman. Sunt conștient că e foarte popular și foarte peste tot, chiar și în comics. Dar mi-a plac și Superman și Watchmen și altele, dar aia e una, one of the good ones, știi? Are opening de 50 de milioane doar în USA și 135 global, Godzilla. E ok, vedem după 2 săptămâni. Nu mai știu la cât au ajuns Dune 2, cred că la vreo 600. Ceea ce e weird, nu? Ținând cont că am auzit de filmul ăla în continuu și a avut atâtea vânzări la IMAX. Chiar sunt curios. Dune Part 2 Box Office, ia să vedem. Da, aproape 600, ceea ce e weird, nu? Ice cream, a cumper at 10. Nu se poate. Ice cream a spart gheața. Cu 10 cafeluțe așa de la început, că stăm noi la bârfă. Fără veu la 56, chiar dacă ai făcut în trecut, mai fă o dată că n-am chef să caut. Nu. Răspuns corect, nu. Nu accept această dedicație. Am văzut un singur film, am fost la cinema atunci, era sala plină, cred că era Valentine's Day sau ceva. Mi-aduc aminte foarte clar pentru că mi-am luat o bere, ceea ce eu nu-mi iau bere la cinema, dar atunci mi-am luat nachos și bere. Și am zis că vreau să mă relaxez, era mai tânăr, vreau să mă relaxez, să stau liniștit și nu mi-a plăcut filmul ăla, a fost oribil și nu am văzut restul, nu. Dacă eram în altă țară și știu că am mai încercat stilul ăsta de conținut și aici, era o treabă, îmi plac foarte mult clipurile alea, am văzut toate filmele Twilight, am văzut toate filmele Harry Potter. Doar că aici să mă uit la 6-7 filme și după aia să fac un clip nu merită atât de mult. Mulțumesc foarte mult pentru 10 cafeluțe. Ice cream, a cumper at 5. Nu, răspunsul tot nu este. Darker Soul, mersi foarte mult, bine ai venit. Nu mersi, bine ai venit. Nu mai bei Corona, nu mai beau de mult. Rebel One, mă costă o liră, ar trebui să am acces la top playlist-ul pentru membrii. Ah, tu ești din UK. Deci pe tine nu, deci la tine nu costă 2 lei locul 1. Level 1. La tine costă o liră. Ceea ce e weird că ăla e 2 lei. Nu ar trebui să fie, cât e o liră acum? 6 lei? 5 lei 50. E mai mult decât euro. Euro e 5 lei 50. Pare rău. Nu eu te-am făcut. Nu poți să spui că eu te-am făcut. Deci tu, dacă trebuie să dai level 3, care e 10 lei, by the way, ca să nu, da? Da, e preț regional. Deci cât trebuie să dai, 10 lire? Ar fi culmea. Mersi mult, Marius. Îmi pare rău, chiar îmi pare rău. Mersi mult și ice cream pentru 5 cafeluțe. Dar asta e, na, asta e și că e regiunea, nu ai ce să faci, la pricing-ul în țara respectivă. Dacă voi în UK o duceți mai bine, n-am ce să fac. Noi nu.
Mersi mult, ice cream, pentru încă 5 cafeluțe, thank you very much. 67%, thank you very much. Pare rău, dar nu mă uit. Așa. Credeam că bei Jack, nu bere. Mă, de sărbători doar, de sărbători, știți, tu știi că ne-am mai văzut și pe Twitch, Johnny. De sărbători obișnuiam, era tradiție, să iau o sticlă de Jack în casă. Era o perioadă lungă, a fost Jack cu miere, ăla cu honey, îmi place foarte mult ăla. Și după aceea a apărut ăla cu mere, îmi place ăla cu mere foarte mult. Dar uite, anul trecut n-am luat. N-am luat de niciun fel. Am luat o bere, un, cum e celălalt, Desperados, un din astea, dar eu nu prea beau. Beau cafea, beau ceai, mi-ajunge, știi? Nu, it's ok, nu beau. Așa. Trebuie să mă mai uit pe aici printre... Eu am dat jumătate de liră și tu ești de dincolo. Level cât? 1? Jumătate de liră? Foarte weird pricing-ul. Oare oamenii din Republica Moldova acum? Ice cream, a cumper at 5. Au mai ieftin? Au ca noi? N-am văzut serialul Snowfall, dar bine ai venit, Sergiu. Skynet? Someone a cumper at 5. Uitați că nici n-am început programul, mă uit imediat, mulțumesc, 68%, thank you very much. Eu pentru level 3 plătesc 5 euro și tu ești din Spania, parcă ai zis, nu? 5 euro, scumpuț. Level 3 trebuie să fie 10 lei. Tu dai mai mult decât dublu. Ce să vă fac dacă v-ați ales... Să trăiți în țări mai când te o duceți mai bine ca aici. N-am ce să fac. Eu le-am pus 10 lei, 2 lei, 5 lei. Doamne. Vă face YouTube-ul, nu eu. Și țara. Bine ai venit, Florin. Zebron, locuitor rebel de 12 luni, level 3. Thank you very much. Thank you very much. Bine ai revenit printre noi. Să verifici clipurile exclusiv, în special Masters of the Air. Nu prea s-au uitat oamenii la el, e un clip lung, are aproape 20 de minute în care am rentuit mult. Chiar am impresia, m-am uitat... George Gramada, a cumper at 5. Imediat mă uit, boys, mersi foarte mult. Monster Bogdan, bine ai venit. Iuliana, a cumper at 3. Asta e pentru dedicații? Hai că vreau să fiu și eu ca Nicolae. Paul, bine ai venit. Mă uit imediat, mulțumesc foarte mult. Imediat, trebuie să intrăm și în program. Aveam impresia că Masters of the Air o să fie mai discutat sau ceva, dar m-am uitat și în comentarii și mulți erau care au abandonat serialul, care nu sunt atât de curioși de el. N-au fost multe comentarii, au fost vreo 5, cred că maxim, dar vibe-ul asta am simțit. Unii spuneau de Shogun. Așa, stai să văd. Aici ice cream 20 de cafeluțe de când a început live-ul ăsta. Mersi foarte mult. Eu am dat 0,59 sau ceva de genul, nici de cum o liră. Vă bagă și TVA și din astea? La checkout? Cătălin, bine ai venit. A, cine știe? Poate tu ai plătit prin altceva, el o plătit prin altceva. Eu știu că am mai scris unii că... Ai plătit prin Apple Pay, Google Pay sau direct cu cardul. Am mai văzut și asta. Că uite, am auzit că dacă ești de pe iPhone, de fapt știu asta. Dacă ești de pe, eu plătesc cu Google Pay de atunci. Ok. Dar dacă ești de pe iPhone, nu știu cum o plăti Marius. Dacă ești de pe iPhone, știți că vă bagă 30% în plus, nu? Zepe, bine ai venit. Da, Tomiță, o să discutăm. Că e, dacă plătești de pe telefon, de pe iPhone, mai ales prin Apple Pay sau măgăriile astea, totul e mai scump de pe iPhone, cu 30%. De-aia, dacă tu spui că ai dat 59 și el spune că a dat o liră, aia 30%, kind of plus TV-ul și asta, kind of makes sense, nu? Dar nu știu cum a plătit Marius. Nu, nu are treaba.
Da, tot ce, dacă ții Netflix de pe telefon, de pe iPhone, dacă ții, nu știu, ești într-un joc, nu? Și ai microtransactions, totul e mai scump cu 30% prin App Store-ul lor. Pentru că și-au ei bucata lor. Asta e. Asta e dealul lor, treaba lor, știi? Dar Souls cu 5 cafeluțe, thank you very much, mersi foarte mult, n-am lăsat niciun mesaj. George, Sucre, vreau un serial bun, am văzut Poker Face, mi-a plăcut maxim. Mă bucur, în primul rând mă bucur că te-ai uitat la Poker Face. Nu s-au uitat atât de mulți oameni, știu că acum e pe Sky Showtime, nu? Ceea ce măcar se mai uită oamenii. Nu știu dacă ai văzut Severance. Severance. Dacă n-ai văzut Severance, watch it. Aia ar fi recomandarea așa rapidă din cap. Iuliana, mersi pentru 3 cafeluțe, susțin golul lunar. Mersi foarte mult. Mersi tuturor și membrii și cafeluțe și suntem așa la început. Mersi mult. Și oricum e aproape 70%. E ultimul gol pe live-ul ăsta pe martie, dar e ok. Am văzut toate filmele, suntem aici. Așa, mulțumesc mult tuturor. Stai să văd ce mai, dacă mai veni cineva. Eu mi-au VPN să mă uit pe HBO, nu Netflix. Ok. Ce VPN ți-ai, Surfshark? Așa. Și la Android la fel, doar că ia Google 30%. Să știi că se poate. Să știi că se poate. Numai că eu n-am obiceiul să cumpăr așa mult prin telefon. Iau de pe desktop. Am văzut toate clipurile de pe Sucre Plus, e calitatea acolo, nu glumă, sunt foarte mulțumit de serviciul ăsta de streaming. Zebron, tu ești acolo de un an, nu? 12 luni scria. Deci, tu chiar ai fost și sunt 27 de clipuri. 27 de clipuri exclusiv pe care nu o să le postez niciodată. Și sunt recomandări de filme sau seriale ca Pluto, Monster, Scavenger's Reign, Blue Eye Samurai, sunt și filme Iron Claw, Poor Things, The Zone of Interest, adică asta e spuma, știi, câteodată. Dai să văd. Mi-a plăcut Masters of the Air, dar am văzut și Band of Brothers. Am plâns când s-a terminat serialul ăla. Cel mai bun serial pe care l-am văzut. Uite, eu n-am văzut Pacificul. L-am pus pe listă. Trebuie să ajung și la el. Dar sunt foarte curios. Am văzut așa un trailer, așa secvență, știi, cât și editam. Dar arată cam... Ca producție arată la fel de bine ca Band of Brothers. Da. Știi cum e cu producția? Aia e, cum am spus și în clip, cei care au văzut clipul la Masters of the Air. Producția poți să treci peste după primele episoade. Trebuie să rămâi după aia să te conectezi cu personajele, să fie povestea asta tragă, să te țină acolo. Eu am văzut și Pacific, e sub Band of Brothers pentru mine, dar peste Masters of the Air. Odată ce ai văzut Band of Brothers, știi și la mine e foarte bun. E foarte greu să prinzi din nou, recatch, cum îi spune, rekindle that spark sau cum îi spune, că e prima oară când vezi așa ceva, știi? Nu înțeleg, m-a prins atât de mult Pluto la început, mi-a creat alte așteptări la penultimul episod, la am abandonat, serios? Eu am fost on până la capăt, chiar și nu... De fapt, tu dacă ai abandonat, nu ai văzut ultima bătălie, așa-i? E foarte mișto. Mi-a plăcut de la început, nu că n-am de ce să mint, că nu m-a plătit Pluto, dar chiar a fost un... Au luat povestea Astro Boy, japoneză asta, și au dus-o în altă direcție. Pe mine m-a nebunit faza aia, m-a nebunit. Mi-a plăcut foarte mult. Faza că nu vedeam bătăliile. Da, a zice și eu că începutul e mai strong. Momentele mele memorabile sunt de pe la începutul sezonului, cum ar fi robotul cu compozitorul, cu pianistul, dar a rămas momentul meu preferat. Dar și robotul ăla familist, ce mi-a plăcut de el? Era
era un robot care era familist, avea familie și era luptător de wrestling, de Fight Club, cu un robot mai mare, așa. Bă, ce mi-a plăcut și de ăla, și detectivul foarte mișto. Deci tot așa, momente după momente, și când era de nasol, era nasol, chiar simțeam pentru personajele alea. Îmi place cu pianul, oh my god, cea mai tare de aia. Da, pot să fiu de acord că începutul e mai strong. Pe la final ajunge la... ajunge la treaba aia, la concluzie, la bătălie, dar este acolo un moment foarte mare cu copilul și Pluto, ceea ce e mișto. De-aia mie mi-a plăcut de la început până la sfârșit. Ciprian, locuitor rebel de 4 luni, thank you very much. Mersi. Mersi, bine ai revenit printre noi să verifici clipurile exclusiv level 3 acolo. Ar fi mai chestie, uiți la Masters of the Air și apoi la Band of Brothers? Nu. Nu. Pentru că... mai bine te uiți la Band of Brothers și după aia vezi, dai play la Masters of the Air și vezi dacă merită să-ți pierzi timpul. Că s-ar putea să-ți creeze Masters of the Air un gust amar dacă nu e pentru tine. Și după aia o să te gândești și că Band of Brothers e o pierdere de timp sau că nu e pentru tine, știi? Așa, dacă îți place Band of Brothers, ceea ce nu știu cum să nu-ți placă, dar poate nu-ți plac de război sau ceva, știi? Și încep Masters of the Air, o să vezi că, bă, this is not the same. Și poți să alegi să nu-ți pierzi timpul. Eu, dacă nu făceam clipul ăsta, nu pierdeam timpul cu el. Așa. Stai să mă uit așa printre rânduri. Ce seriale de pe Disney Plus recomanzi? Am unul, dar aș vrea mai multe sugestii. Sens, eu așa serial de după masă, eu mă uit la 911, dar asta știu că nu e pentru toată lumea, e cu pompieri, cu ajutoare. Evident, The Bear. Sunt foarte multe de la FX, dar nu le au pe toate. De aia mi-e plac foarte mult, de exemplu Fargo, dar nu au Fargo acolo din câte știu. De-aia nici nu știu ce să zic acum. Shogun îl bagă săptămânal, care e foarte bun. Deci, că eu când mă gândesc la serial, bine, sunt și altele de la Marvel sau Star Wars, adică îmi place Loki, îmi place Andor. Stai să mă gândesc. Că eu tot timpul mă duc spre zona aia cu Stars, acolo, că acolo sunt alea de la FX sau de la Hulu. Deci acolo gravitez eu. Am deschis acum să văd. Dar nu prea au mai băgat nici ei. Adică au băgat, dar nu mă interesează. Ah, Dope Sick. Da, evident. Dacă n-ai văzut Dope Sick, valabil și pentru domnul, unde? George Grămadă. Că întreba, că a zis că a văzut Severance. Am luat fiecare serial și film din fiecare top 5 la rând. Înseamnă că poate ai văzut Dope Sick atunci, că mie mi-a plăcut foarte mult. Așa. Și mi-a plăcut că nu a arătat bătăliile în Pluto. Unui prieten fix asta nu i-a plăcut. Păi da, că aștepta să vadă Demon Slayer, Juju Kaisen. Așa. No Love for Tokyo Vice, să știi că l-am trecut pe listă, știu că așteaptă și Skynet. Nu știu când ajung la el, știu că tot spun că l-am trecut pe listă, dar chiar azi dimineață mi-am făcut o listuță în notes. Ce seriale mai urmează să văd, că deja sunt prea multe, mă uit la prea multe și din astea care apar săptămânal și astea, uite că întreabă și Zeu acolo de The Walking Dead, The Ones Who Lives. Sunt la zi, urmează să filmez și clipul. Știu că mai trebuie să apară un episod. Îmi place, dar mi-e greu să trec peste sentimentul ăla că putea să fie un sezon din The Walking Dead. Și nu știu exact ce vor să facă acum că i-au despărțit atâta. Daryl e în altă parte, Carol se duce după Daryl, Michonne se întoarce probabil înapoi cu Rick. Nu știu ce o să se întâmple, ce se întâmplă la final. Mai fac un sezon Avengers Styles? The Walking Dead, The Band is Back, știi? Și se confruntă cu inamicii din The Ones Who Live.
Și în The Once Who Lived nu prea mi-a plăcut de general. Ăsta care a fost în Lost, actorul ăla, chel, bătrânul. Nu prea a fost răufăcător în sezonul ăsta. Kind of weird. Seriale mai vechi, Daredevil, Punisher, sezonul 1 din Jessica Jones. Am uitat că astea sunt pe Disney Plus. Da, Bogdi, poți să verifici serialele vechi Marvel. Daredevil, Punisher și Jessica Jones. No Love for Luke Cage și Moon Knight e șmecher, da. Moon Knight e one of the good ones. Deci Luke Cage mi-a plăcut foarte mult. Nu știu ce No Love for Him. Cum stai cu X-Men Animated Series? Sunt la sezonul 4. Trebuie să încep sezonul 4. Numai ce am terminat sezonul 3. Foarte weird sezonul 3. Adică a fost Phoenix Saga în sezonul 3. Bancai, te salut. Și a fost și foarte mult space stuff și apocalypse și nu știu. Sunt împărțit cu sezonul 3, sunt curios cum iese sezonul 4. Au fost și câteva chestii cu Logan, cu Wolverine, cu de unde era el și... e un pic messy, dar m-am uitat. Luke Cage mai mult guilty pleasure. Mie mi-a plăcut Jessica Jones, mi-a plăcut toate. Știu că atunci când Netflix a început să le scoate eram acolo, în afară de Iron Fist. Iron Fist și ăla când se strâng toți e cel mai nașpa. Deci Iron Fist a fost o dezamăgire totală. Și cum se numea ăla când s-au strâns toți? Un fel de Avengers, dar de buget, de pe Wish, de pe Timu. Avengers something, Defenders. Doamne, ce rău a fost ăla. Casi, te salut. Nu pot să mă uit la videouri de fancast, m-am uitat în trecut, Sabin. Mă bucur dacă te uiți, dar nu pot să mă uit. Pentru că ce nu-mi place mie, m-am uitat și eu, mai este un canal. Da, și writing, și storytelling gen, pentru că personajul ăla este, știu, mai este un canal, Nando, cred că așa se numește. Și m-am uitat la el o perioadă, n-are cel mai bune idei, dar mă rog. Adică a fost entuziasmat de The Marvels, dar mă rog. E clar un fanboy. Și mă mai uitam așa în general la fancast-uri. Rostașul, am binevenit. Ce nu-mi place e că aleg un actor doar pentru că arată fix ca ăla. Nu, uite, îți dau un exemplu. Bryan Cranston ar trebui să joace Lex Luthor. De ce? Pentru că a fost el în Breaking Bad și destul de rău. Chiar și Bryan Cranston a zis despre treaba asta că îi se pare lame. Deci m-ați văzut el și a zis, eu sunt Lex Luthor. Trebuie să fie un pic creativ, a zis și el, let's get creative un pic, știi? Și de-aia nu-mi place să mă uit la fancast pentru că aleg niște actori doar pentru că arată cumva, dar nu neapărat pentru că se potrivesc cu rolul ăla. Uite, l-ai avut pe John Krasinski ca domnul fantastic. A meritat? După atâția ani de fan casting, a apărut cât? 3 minute, 5 minute în Doctor Strange? Și acum o să-l ai pe Pedro Pascal. Lumea nu e mulțumită absolut deloc. Nu arată ca el, o să fie oribil și... poate o să fie mișto, că o duce în altă direcție. Eu n-am treabă, Iulian, te salut. Știi, de-aia nu am încredere atât de mare în fancasting. În schimb, tot vreau să văd cine o să fie Galactus sau Doctor Doom. Acolo m-a apărut și, nu știu când e WrestleMania, Florin, dar probabil mă uit cu Skip. M-a apărut și trailerul la jocul ăsta, Rivals. Mă, ce fain arată, mie îmi place. Nu știu, de-abia aștept să-l văd. Să mă joc. Pentru că eu încă mă joc Marvel Snap. Acum că am făcut calculatorul ăsta, frate, mi-am făcut neodana. Acum mă joc și eu pe computer. Mi-am instalat iară Steam-ul după vreo 2-3 ani. Și
Eu și astăzi m-am jucat Overwatch și Marvel Snap. Astea sunt singurele jocuri pe care le am instalate pe calculator. Singurele. Am instalat că are un prieten meu dat cont de Steam, Share Family din ala. Emilian, bine ai venit. Am instalat Midnight Suns, Marvel. M-am jucat o oră jumate, cred că două. M-am plictisit. Nu-mi place. Și m-am jucat Helldivers 2 solo, singur. Și mi-am luat o misiune, am făcut. Păi mă omorau gândacii de nu știam de mine. Deci tot ce făceam mă dădea din navă. Eram acolo cu arma. Săreau 5 gândaci pe mine, muream, iar dădea alt om. Nu, nici n-am jucat. Știu că sunt Terminator, nici n-am jucat. Solo e greu. Solo e greu. Ce folosești pe Marvel Snap? Tactica mea pe... eu mi-am construit un deck, un pachet. Nu e deosebit, mulți folosesc și eu am luat-o de la cineva. Eu folosesc cel mai mult un deck care e bazat pe distrugere și moarte. Adică e pachet din ăla, îl am pe Karnak, îl am pe Bucky, omor constant, îl am pe Venom, pe asta, îl am pe Sabretooth în el, îl am pe Logan, pe Wolverine și o joc așa tot timpul, știu, omor chestii și dau impresia că construiesc ceva în alea, în două din alea și când ajung la final îl pun pe Galactus. Îl pun pe Galactus și dacă mi iese, explodează restul, rămân cu Wolverine sau rămân cu... Mai este încă unul alb cu roz care atunci când moare se clonează la celălalt, cred că Nimod sau ceva. Deci așa încerc eu să câștig. Dacă nu câștig așa cu Galactus, o joc pe toate părțile cât pot. Și încerc să o fac pe Death, moartea, care are 12, să aibă 0, adică omor atât de mult până când ea are 0, Sabretooth are 0 și îi pun pe toți la final. Să faci roșii de Knull, are puterea la toți, știu și nu-l suport. Întâlnesc pe câte unul care are aceeași tehnică ca mine și la final pune Knull. Sau pune Knull și îl pune și pe ăla care îl șterge și îl copiază pe celelalte. Și am holy fuck. Dar ziceam că ăsta Rivals, mie mi se pare că arată super fun. E o combinație de două jocuri pe care le joc tot timpul, Overwatch și Marvel Snap. So, da, eu sunt hyped, îmi place. Problema e, am citit un pic, studiourile care îl fac, Games, Netscape, nu știu cum, ăștia sunt notorii că au microtransactions. Știi că ăla o să fie plin de microtransactions. Chiar și arată un joc care o să aibă full microtransactions. Buzu, bine ai venit. Acestea fiind spuse, cât am stat la bârfă? Aproape 50 de minute. Hai să începem programul. Hai să vă dau niște update-uri. Hai să intrăm în program că avem multe de discutat. Acum, pentru membri, este aici Message of the Year proaspăt postat. Pentru cei care nu ați văzut Dune Part 2, părerea mea este aici, o să fie tot timpul pentru membri. Și acum am spus, Message of the Year este hot, e atât de hot că nu s-a uitat nimeni la el. Am postat și clipul despre Kung Fu Panda public pentru toată lumea, părerile împărțite, da, am postat numai clipuri cu păreri împărțite în ultimul timp. Unii au zis, bă, mie mi-a plăcut pentru că știam ce este, unii au zis, da, sunt de acord și eu m-am plictisit, ceea ce e ok. Am postat și clipul despre Roadhouse, care iar, la fel, păreri împărțite. Eric, mă bucur că ți-a plăcut. Păreri împărțite. Ba, cum îi zice... Unora le-a plăcut foarte mult, poate nu știu nici originalul sau nu le place originalul. Unii au zis, bă, nici nu știam de filmul ăsta, nici nu mă uit.
Și acum? Hai să vorbim de asta. Hai să începem strong. Nu? Am fost la cinema, la Dolby, nu m-am dus la IMAX, nu aveau nachos verde decât nachos mediu. Și m-am dus entuziasmat. Am scris deja clipul, urmează să-l filmez zilele următoare, mâine sau poi mâine. Așteptările mele erau să mă distrez. Nu, nu o să dau mari spoilere sau ceva. O să zic că 80% sunt monștri, 20%, 10, 15-20% sunt oameni. 80% din audio acestui film sunt sound effects și urlete și bubuieli. Și atunci când apar oameni pe ecran, este o fetiță care e surdo-mută, deci vorbește prin, cu limbajul semnelor din filmul precedent, din Godzilla vs. Kong. Deci nici atunci nu auzi oameni care vorbesc. Chestia e că tu te duci la filmul ăsta ca să vezi cum, ce vezi și pe posterul ăsta, cum Godzilla face pe echipă cu Kong. Dar în primul rând Godzilla nu e în filmul ăsta? L-au exilat pe Godzilla? El doarme în Coloseum? Se mai trezește câteodată? E foarte weird, man. E filmul lui Kong. Ceea ce mie îmi place mai mult Kong. Eu sunt fan Kong mai mult. Dar e mai mult filmul lui. O să spun că prima oră e mișto. Când ajungi să-l vezi pe Scar, maimuța roșie. Când ajungi, este scena asta ce vedeți și aici. E o scenă în Egipt cu Godzilla și cu Kong. Asta e mișto. Atunci se reîntâlnesc, știi, e chiar mișto. Dar după prima oră am obosit. E și 3D. După prima oră ajung la un moment dat, este o scenă din aia anticravitațională când îți vreo 7-5 moștri care plutesc. Doamne, ce obositor a fost. Și chiar pe la final I zoned out, nu mai împăsa, simțeam că nu există o structură, simțeam că dacă apare o problemă, nu e de fapt nicio problemă, că se poate rezolva. De exemplu, e problema asta, cum vorbesc ăștia doi. Ăștia doi trebuie să facă echipă, nu? Trebuie să comunice. Cum trebuie să se ducă după Godzilla și să-i spună, bă, prietene, trebuie să mă ajuți, că e un nebun care vine pe pământ, vine pe teritoriul tău și face belele. Dar ei nu poate să vorbească. Și atunci, de fapt asta nu este o problemă, hai că introducem altceva. Urmează să arăt o poză, care poate fi considerată spoiler, dar e o poză pusă de ei, adică e un poster oficial, sau, na, nu știu, dar e de vreme, că trebuie să make a point. Deci, o să pun acum o poză. Ca să știți, poate fi considerată pentru unii spoiler, deci dacă n-ați văzut filmul, nu vă uitați la poza următoare. 3, 2, 1 și... Ați văzut poza? Ok, gata, am scos poza. Ideea e că acolo ai văzut 5, nu? Ești 5. În film apar 9. 9. What the fuck? Știi, există o chestie în aia unde când e prea mult, e prea mult. Trebuie să te oprești. De exemplu, pentru mine Godzilla vs. Kong a fost Avengers Infinity War. Pentru mine ăsta e Endgame și mie îmi place mai mult Infinity War. Pentru mulți ăsta o să fie perfect nebunie, o să, bă, apar atâția, e așa... Wow, știi? Dar ăsta cred că o să fie și ultimul care mai merită. La un moment dat mă uitam, nu mai era niciun om. Zici că mă uitam la un cutscene dintr-un joc. Chiar a fost too fucking much la un moment dat. Am ajuns acasă, eram așa obosit. Așa amețit. Nu știu, nu mai aveam chef de nimic. Eram... Păi ce-a fost asta? Îmi duduia capul, mă dureau ochii, plus că e
pentru că e 3D și mai întunecat. Îmi place de Kong. Kong e cel mai bun aspect din filmul ăsta. Adică a jucat bine, omul s-a prezentat, maimuța s-a prezentat, nu a făcut, nu a zis, bă, hai să mai iau un paycheck. Nu, omul, maimuța chiar a jucat, știi? Dar eu am simțit că a fost prea mult. Următorul film nici nu mai apar oameni. Apare un singur om care spune Godzilla e în oraș. Și atât. Știi? Și știu că oamenii s-au prâns foarte mult de primul Godzilla, ăla de prin 2014, că erau prea mult oamenii, prea puțin Godzilla, dar nu e bine nici așa. În Godzilla vs. Kong mai vedeai oameni care trec printre dărâmături, acum au făcut în așa fel încât nici nu te gândești că sunt niște repercursiuni. Ajung în Egipt, nici nu contează. E teritoriul lor, nici nu mai contează. A fost foarte ori, n-am simțit că se poate întâmpla ceva nasol. A fost weird. Mie nu mi-a plăcut. M-aș uita din nou la Godzilla vs. Kong. Efectele sunt bune, e un film huge de Hollywood. Efectele sunt ok, Godzilla apare surprinzător de puțin. Surprinzător de puțin. Îți garantez că ai văzut mai mult Godzilla care face echipă cu Kong în Godzilla vs. Kong. Îți garantez. De-abia aștept să apară, dacă atunci când apare filmul ăsta acasă, putem să numărăm minutele. Deci eu îți garantez că amândoi pe ecran apar mult mai mult în ăla și amândoi pe ecran fac echipă mult mai mult decât în ăsta. Nu știu care a fost treaba. Și sunt alte aspecte care nu mi-au plăcut. În special nu mi-a plăcut ce au făcut cu Godzilla. L-au dat afară din film. E primul nume. E primul nume aici în logo. Tot timpul a fost. Și pe el tot timpul fac dirty. Foarte. Îs dezamăgit. Că avea un potențial. Dar e atât de îmbrligată povestea și au băgat atât de mult. Adică Kong acum, dacă o să cum îi spune, îți aduci aminte din filmul precedent, Kong trăiește în Hollow Earth, în pământul gol, și Godzilla trăiește deasupra, unde stăm noi, pentru că e teritoriul lui. Și după aceea mai există o altă lume și o alt strat și alte chestii și ești... Și cum se întâlnesc ăștia toți? Cum se bat? Păi un portal, o vrăjală, mai rezolvăm noi. Nu știu, poate îmi pun și eu prea multe întrebări despre un film cu o maimuță gigantică și o reptilă gigantică și altă maimuță gigantică, dar la un moment dat chiar e obositor să-i urmărești, să ții pasul cu ce se întâmplă pe ecran, știi? Cred că o să vă distrați. Prima oră pentru mine a fost amazing. Îl vezi pe Kong care se plimbă singur pe acolo, e tristul săracul și mie îmi place Kong, îl doare dintele. Deci că prima oară e amazing. Dar după aia nu știu ce devine, să mor eu. Chiar și ce au făcut cu, cum îi spune, Scar King nu mi-a plăcut. Și asta are legătură și cu recomandarea pe care o să o fac astăzi. Dar vă spun de pe acum, mie nu o să am o părere așa de wow și aș recomanda mai bine să mergeți la... să vedeți din nou Godzilla vs. Kong. Still holds up. Asta așa. Să fac acum și recomandare... Nu, că recomandare o ținem pe la final, nu? Nu-i frumos. Mă, că se potrivește cu topicul. Nu știu ce să fac. Minia, a Cumber Out 1.
Mihnea, cu o cafeluță. Thank you very much, n-a lăsat niciun mesaj acolo la golul lunar. Thank you very much. Mersi. Nu, lasă că vă spun la final. Vă spun la final. Și cam asta a fost cu Godzilla. Dacă merge, sper să vă distrați. Îți dai seama, n-am nimic cu nimeni. Nu pot să spun că nu m-am distrat, doar că ultima oră m-a obosit total. M-a obosit total. Nu vreau să mai... Eu... Deci, ca să înțeleg, eu am văzut Avengers Infinity War de minim 12 ori. Nu știu de ce, cred că e cel mai watched film de la Marvel pentru mine. Deci cred că l-am văzut de cel mai multe ori de la ei. Endgame nu l-am văzut niciodată. Niciodată cap coadă decât în cinema. Endgame tot timpul fac așa. Îl deschid, mă duc la capăt. E bătaia aia uriașă unde în câmp, în întuneric, în paragină. Și zic, ia ce frumos. Dar Infinity War, cum îi dau drumul, îl văd tot timpul de la început până la final. Pentru că e atât de bine făcut. Și acestea fiind spuse, hai să vedem ce apare în cinema sau acasă pe streaming în luna aprilie. Și hai să vedem și ce seriale avem. Eu nu prea... Na, pun și seriale că știu că asta întreabă oamenii, dar eu nu prea mai sunt atât de curios de serial, pentru că sunt foarte multe și nu are rost să te uiți la atâtea. Dar apar, unii oameni vor să știe, nu toți oamenii urmăresc atâtea seriale, știi? Așa că hai să începem cu 5 aprilie. O să am în luna aprilie, mă uit acum și pe listă, o să am multe filme pe care o să le văd în aceea zi. Adică pe 5 aprilie apare The First Omen. Trebuie să văd filmul original Omen, ăla din 70 ceva, chiar vreau să-l văd înainte să văd ăsta. Și se poate să fie primul film horror ok pe anul ăsta. Până acum eu n-am văzut niciunul. Și trailerul arată ok, o să văd și originalul. Trailerul, nu o să văd ăla din 2006, ăla nu vreau să-l văd, arată oribil. Dar ăla din 70 ceva o să-l văd. Sunt curios de ăsta. Sunt curios de ăsta. Ăsta are legătură directă cu ăla din 70 și ceva. De-aia am zis că trebuie să văd și originalul. Dar mă, n-arată așa de rău. N-arată așa de rău. Tot pe 5 aprilie apare Monkey Man. Băi. Cred că mă duc în aceea zi la amândouă. Deci sunt așa de hyped pentru filmul ăsta. Sper să fie bun. Sper să fie fun. Sper să fie action fucking packed. Știi ce zic? Băi, eu mă duc. Mă duc la amândouă. Mersi mult, David, locuitor rebelul. Thank you very much. Bine ai venit printre noi. Mersi foarte mult. Deci numai... Eu vă recomand să vă uitați doar la primul trailer. Căutați first trailer sau official trailer. Eu nu m-am uitat la niciun trailer după ăla. Dacă îmi trebuie un trailer ca să mă convingă să mă duc la un film, ăla a fost. E suficient. Nu vreau să văd tot filmul în două trailere, știi? Dave Patel e rolul principal. Dave Patel îl regizează, cred că el l-a și scris. E băiatul din Slumdog Millionaire. Absolutely bestial. Deci pe 5 aprilie două filme care îmi trezesc interes. Ok. Pe 12 aprilie sunt vreo 3 filme și doar vreo unul mă interesează. Începem cu Back to Black. Este un film biopic, biografic din ăsta despre povestea cântăreței Amy Winehouse. No. Filmul ăsta e făcut de regizoarea care a făcut 50 Shades of Grey, că tot a spus Ice Cream, și arată oribil. Cred că am văzut un singur trailer, arată oribil. Nu știu care e treaba de la Bohemian Rhapsody încoace, apar cred că vreo 4 filme pe an din astea biopic. Știți că a fost și ăla cu Bob Marley care arăta cheap as fuck. A mai fost unul, cred că despre Whitney Houston anul trecut și nu știu.
nu știa nimeni despre el? Nu l-a văzut nimeni? Da. Nimeni n-a văzut filmul ăsta, imediat vă arăt. Ceea ce e fucking weird, e Whitney Houston, adică... Uite asta. Bohemian Rhapsody. Foarte fucking weird. Deci apar așa, știi? Și chestia e că sunt totuși cântăreți, cântărețe care au avut o carieră, e Bob Marley, Whitney Houston, Amy Winehouse, nu mi-a plăcut mie, dar am înțeles ce a făcut, știi? A avut un stil aparte și face așa filme din astea de DVD, de Netflix. Eu nu o să vă filmul ăsta în cinema, nu vă recomand nici vă arata mizerie. Și nu pe... Aș vrea să fac un film despre ea mai bun, mai interesting. Dar tot pe 12 aprilie la cinema, A24 Baby vine cu filmul Civil War. A nu se confunda cu filmul de la Marvel. Filmul ăsta arată interesant, în trailer sunt foarte multe imagini de război, e Kristen Durst, e domnul Pablo Escobar din Narcos. Distribuția e acolo. Eu cred că mulți oameni o să fie dezamăgiți cu filmul ăsta, că o să se aștepte să fie acțiune, baby, să fie acțiune. Și din ce am citit un pic pe Letterboxd, nu e. Că filmul se focusează pe o femeie care e de fapt fotograf de război. Și tu asta vezi mai mult. Nu se focusează pe un soldat cum vezi în posterul ăsta. Eu... Pe mine mă interesează că e regizorul care a făcut Ex Machina, a făcut Annihilation. Adică omul are, știi, are câteva pe centură acolo. Eu o să mă duc să-l văd, sunt entuziasmat. Sper să fie bun. Tot pe 12 aprilie, 3 filme pe 12 aprilie, de-aia v-am zis, aprilie e fucking packed. Ghostbusters, doamne ce oribil e posterul ăsta, mă dor ochii. Doamne ce rău e, mă, albastru. Fețele lor zici că... De ceară, ce dracu. Parcă nimeni nu vrea să fie acolo. Le-au spus, uitați-vă unde apucați. Doamne, ce rău e posterul ăsta. Mă rog, Ghostbusters, Frozen Empire. Mie mi-a cam plăcut Ghostbusters Afterlife. Rebootul ăsta mai nou. Deci a fost drăguțel. Nu pot să spun că a fost oribil. N-a fost nici the best movie. Nu știu cât de bun o să fie ăsta. Mie îmi plac Ghostbusters. Chiar mă gândeam să revăd originalul înainte să mă duc la ăsta, că nu l-am mai văzut de când eram copil, cred că. Sper să fie distractiv. Știu că ăla Afterlife au repetat câteva chestii din original. Ăsta pare că aduce ceva nou, un monstru nou, chestii noi, deci sunt curios. Nu pot să spun că îmi place că văd atâția, chiar pot să vezi că unii sunt îmbrăcați ca original, adică originalii Ghostbusters sunt îmbrăcați așa, ăștia sunt așa, nu știu ce e ăsta în original Ghostbusters, dar mă rog. O să mă duc, ce, doamne, cum ar fi, dar nu că nu mă duc la Back to Black. Dar probabil mă duc la astea două în aceea zi, Civil War și Ghostbusters. Problema e cu care încep. Cinemars, baby. Și după aia pe 19 aprilie, iară 3 filme. Sting, care l-am pus că na, e filmul horror, știi, pe lângă The First Woman. Nu arată așa de bine. Dacă să știți, o să mai fie un film horror la cinema. Am căutat și regizorul. Regizorul pare că făcea înainte chestiile astea mai pe mai indie horror, ceea ce ca Terrify și ca altele, care pe mine mă intrigă, că de obicei din zona asta vin idei interesante. Dar ăsta nu cred că o să fie ca filmul de anul trecut, Cobweb. Mi-a plăcut Cobweb. Dar na, e acolo. Tot așa horror, tot pe 19 aprilie, e Abigail, balerina vampir. Poate mă duc și la asta, o să văd cum mă simt după First Woman, dacă e atât de rău sau bun.
Poate mă duc și la ăsta, mai este de un clip, că nu. Ce să-i faci? Nu pot să spun că sunt mega curios sau entuziasmat, dar ok. E un film cu o fetiță care e balerină și rămâne în casă cu niște adolescenți / adulți, cum unii sunt mai în vârstă, și ce să vezi, ea e monstru. Ok. Tot pe 19 aprilie, dacă nu vreți să mergeți la cinema, nu e nicio problemă, puteți să stați acasă. A recepționat, a văzut toată lumea? Apare partea a doua. Deci toți 35 de oameni care vor să vadă filmul ăsta, să știți că apare. Eu încă n-am văzut prima. Și nu sunt nici mai... La al doilea n-am văzut nici trailerul. Pe 26 aprilie apare Challengers. Nu mă interesează filmul ăsta absolut deloc. Pe 26 aprilie avem două filme. Nu știu dacă o să-l văd. Singurul motiv de ce mă atrage să văd filmul ăsta e că e făcut de regizorul, nu mai știu cum îl cheamă, care are un nume weird și nu vreau să-i puce strict numele aici, dar e regizorul care a făcut filmul Suspiria, ăsta nu, și a făcut filmul Bones and All cu Timothée Chalamet și cred că a făcut și filmul Call Me By Your Name tot cu Timothée, care mi-a plăcut. Deci asta e singura chestie care mă atrage, că regizorul ăsta face cumva niște situații weird prezentate cumva mai real și e Chalamet fără R. Nu mai zic Chalamet. Nu pot să zic Chalamet. Ce dracu. Sabin. Mișu, bine ai venit. Deci poate doar de asta o să-l verific. Ce mă enervezi? Timothée. Eu mă uit acum pe Google și e Chalamet. E Chalamet. Dar eu am alt Google, ție nu-ți apare. Chalamet. Timothée Chalamet. Chalamet. Timothée Chalamet. Așa. It's not that hard as Cumberbatch. Mă, Cumberbatch curge, știi cum e? Benedict e și Benedict. Benedict Cumberbatch. Știi, curge așa. Lasă că eu an de zile am zis lui Sacha Baron Cohen, i-am zis Sacha Baron Cohen. Sacha Baron Cohen. Deci ok. Așa. Challengers apare pe 26 aprilie și ultimul film care apare la cinema, tot pe 26 aprilie lângă ăsta, este The Fall Guy, Omul care cade, care n-are nicio treabă cu jocul, e regizorul care a făcut și Bullet Train, Trenul Asasinilor cu Brad Pitt, pe care l-am văzut la cinema și mi-a plăcut, a fost foarte fun. O să-l văd și pe ăsta la cinema, cred că o să fie fun, dacă nu te duci cu așteptări huge. Mie nu prea-mi place Ryan Gosling de fel, dar uite că tot apare în chestii unde sunt curios. Barbie, ăsta, tot felul de chestii, deci o să-l verific. Noi ziceam Chicky Chan la Jackie Chan. Stai să mă gândesc, Sylvester Stallone ziceam bine. Dar da, Chicky Chan așa rămâne pentru mulți români, e Chicky Chan. Jet Li. Stai că mai erau câțiva. Jean-Claude Van Damme era ok. Jean-Claude Van Damme. E bine, e bine. Așa. Asta a fost lista de filme. Și acum o să intrăm repede în lista de seriale. Nu prea mai... Unul mă interesează de aici. Da, românii nu prea spuneau Jean-Claude, spuneau doar Van Damme. Mă, Cillian Murphy, și eu am zis Cillian Murphy mulți ani și nu sunt singurul.
Minia, a Comparat 1. What the fuck? Ești prezent și pe Letterboxd, adică obișnuiesc să luași review-uri la filme și acolo sau... Nu. Letterboxd-ul, am mai zis, îl folosesc doar pentru mine, personal, nu... cum îi spune, nu am cont public, adică nu îl dau sau ceva. Și doar mă uit acolo, am câțiva pe care îi urmăresc și citesc review-uri de la ei, atât. Nu bag nimic. Da, doar mă uit. Vreau să caut o fază, dar mie că mi-au copyright ca să vă arăt. Cu asta cu cum vorb, cum pronunți numele unor actori sau din astea. Ce m-a surprins și pe mine. Ceea ce nu cred că vă așteptați, imediat că trebuie să reglez acum toate astea. Cum pronunț numele lui Jake Gyllenhaal? Așa, nu? Jake Gyllenhaal, nu? You deny it, but I'm curious. The name Gyllenhaal, I never know if I'm pronouncing it correctly. It is a Swedish name, is it not? It is a okay. Swedish name. So yeah. Shouldn't it be like Gyllenhaal? Oh my god. Gyllenhaal. The only two places that that is pronounced correctly, my last name like you did just now, is in Sweden and in IKEA. IKEA. Deci da, you never know cu ăștia. Câți dintre voi spuneți Jake Gyllenhaal și câți spuneți Jake Gyllenhaal, frate? Așa că lăsați-mă în pace. Spune cum vrem. Chiquichan. Ok? Revenim. Imediat revenim și cu muzica și cu tot. Perfect amând. Așa, frumos, bun. Square. Square, locuitor rebel de 5 luni. Thank you very much, level 3. Salutare, bine ai revenit printre noi. Mersi foarte mult. Yo! Scorey, a Comparat 5. Square. Și cu 5 cafeluțe. 70% din gol. Thank you very much, boys and girls. Mersi foarte mult. 5 cafeluțe. Mulțumesc mult tuturor, by the way, pe astăzi. E fucking crazy. E și ultima oară când avem golul și a ajuns la 70%. Bogdan, locuitor rebel level, thank you very much pentru dedicația acolo. Că tu mi-ai dat, voi îmi dați mie dedicație, eu nu dau. George X, George X, exact. Charlemagne, mai și ăla mi-a luat o perioadă până m-a abandonat. Charlemagne the God. Bun. Ai văzut Roadhouse? Da, am postat clip. Îl găsești pe canal. Acestea fiind spuse, astea au fost filmele, intrăm repede în seriale, mulțumesc mult tuturor. Primul serial pe Netflix este pe 4 aprilie, se numește Ripley, e cu Andrew Scott, pe care o recunoașteți din Sherlock Holmes, poate, ca Moriarty. Și-a jucat în mai multe filme, mi-e îmi place de el, el ar fi singurul aspect de ce m-aș uita la serialul ăsta. M-am uitat un pic despre ce-i vorba, acțiunea... De alb-negru, acțiunea, am înțeles că se petrece undeva prin anii 60 și el încearcă să ascundă sau s-a întâmplat ceva și el e cumva, nu chiar pe fugă, dar pe acolo. Nu o să-l verific, poate dacă mi-aduc aminte la un moment dat, dar na, apare. Pe 5 aprilie tot pe Netflix aveți Parasite the Grey, care știu că este un anime, nu l-am verificat niciodată. M-am uitat la trailerul pentru ăsta, arată interesant, dar nu suficient, sunt oameni care nu sunt oameni, vedeți că sunt niște bacterii, sunt un fel de bacterii alien, cred, care intră în posesia corpului și de aceea oamenii arată așa, puteți să vedeți și pe aici prin fundal că sunt mai mulți deformați, dar pozele astea sunt făcute cu AI. Că eu am impresia că sunt făcute unele cu AI. Mă rog.
arată drăguț trailerul, dar nu drăguț cât să-mi pierd timpul cu el. La seriale tai din ele, adică nu pot să mă uit doar pentru că un episod e fain. Și tot pe 5 aprilie, apare Sugar pe Apple TV Plus cu Colin Farrell. M-am uitat la trailer, e simpatic, dar doar din trailer am impresia că am văzut toată povestea și deși îmi place esteticul, îmi place de el foarte mult, poate trailerul e bad, nu știu dacă o să mă uit. O să-l trec pe listă, că am mai multe seriale acum pe care le-am trecut pe listă de la Apple, ca The New Look, cred că se numește, Constellation l-am trecut pe listă, că am văzut că s-a terminat sezonul. Probabil o să-l trec și pe ăsta, dar cu astea de la Apple le dau maxim 2 episoade. Dacă după 2 episoade tot așa scrise ca ceapa, dialogurile srele, nu mă mai uit. Nu mă mai uit, că știu că așa e tot sezonul. Și am făcut așa cu mai multe de la Apple. De la Hello Tomorrow, cred că se numea, la Invasion, multe. Zebron, bine ai revenit printre noi. Weekend plăcut. Domnul Adelin, 21 de luni, fratele lui Zack Snyder, level 3, thank you very much. În aprilie sigur mă duc la Monkey Man, The Fall Guy, posibil și la Civil War și The Ministry of blah blah blah, blah on gentleman. Ce pot să spun? Sunt foarte curios cum traduc numele ăla în română. The Ministry of Ungentleman Warfare, dacă apare, nu cred că apare la noi, să știi. Că mi-au lista de pe Cinema City, Cinema Gia, mă uit pe acolo ce mai apare. La seriale Invincible și Shogun. Ok. Razy, bine ai venit. Mersi foarte mult. Domnule fratele lui Snyder. Așa. Ministerul Războaielor Murdare. Ministry of Ungentlemen. Nu trebuie să pui și Ungentlemen. Ministerul nu prea domn al... Nu. Nu știu. Dacă scrie doar de premiera internațională, înseamnă că nu l-a luat un nu l-a luat un distribuitor în România și de aia nu apare. Cel mai bune filme le face Netflix? Da. Da. Mai ales am văzut acum dimineață pe Netflix tot făcut de Shawshank Redemption, Închisoarea Îngilor. Bă, am plâns. Nou. Numai ce-a părut săptămâna asta. Sau dacă ai văzut filmul ăsta nou, The Reader. Bă, chiar am plâns. Am plâns. Dar bagă și niște prostii astea, nu știu de unde le cumpără. Că nu cred că ei nu facă gen... Poate ai văzut filmul ăla, Damsel? Ce trag de filmul ăla? Ăla sigur nu l-a făcut, ei sigur l-a cumpărat. Red Notice, ce trag pe filmul ăla? Sau mai sunt serialele alea, Trei Corpuri Problemă. Păi, dar ce am probleme în Trei Corpuri, am un singur cop. Doamne, mă uilași ceva. Buttercup, te salut. Dar nu ești blană. Blană. Asta este singurul serial care mă interesează. Din toată lista la care m-am uitat acum, unele poate le verific mai târziu, ca, cum îi spune, Sugar. Asta apare pe 12 aprilie și, mă... La fiecare trailer care m-am uitat, îmi place tot mai mult. Nu m-am jucat în viața mea Fallout. M-am jucat Fallout doar pe telefon. Shelter, nu mai știu cum se numește. Dar îmi place așa de mult trailerul. Știu că o să fie oamenii supărați că e woke. Știu cum sunt supărați și de Godzilla că e roz. Whatever, don't fucking care. Dar arată mișto și... Actorul ăsta, Walter Goggins, mă, când apare el, se schimbă treaba. El tot timpul e așa de moice, îl mai văd în Righteous Gemstone, cred că a apărut și în Justified, oriunde l-am văzut, îi beton. Se dedică omul, e super, e pe vibe. Și arată și restul distribuției arată foarte bine, sunt foarte curios. Dar serialul nu arată flat, arată bine... Decorul arată bine și nu arată mega albastru, ceea ce e ironic, că vedeți că ea e îmbrăcată în albastru. Amazon are tendința asta și la The Boys și la mai multe seriale să
facă serialele cu tenta albastră, albastrul lor de Amazon, acel, că nu e chiar albastru ca ăsta. Dar ăsta nu. Eu sunt foarte curios. Cred că o să have fun. Până acum sunt foarte curios de universul ăsta. Poate sunt și eu că îmi plac astea cu un univers post-apocaliptic ca Mad Max sau altele și sunt foarte curios să văd cum creez o lume acolo, dar nu realistă. Până acum tot ce am văzut a fost fun cu trailerul. Deci ăsta e singurul serial care mă interesează. Ar mai fi, pe 14 aprilie apar două seriale, The Sympathizer cu Robert Downey Jr., puteți să-l vedeți aici, foarte transformat. Am văzut două trailere pentru serialul ăsta și niciodată nu m-a prins. Poate trailerele bad, poate povestea e mai bine construită în serial. Mă îndoiesc că poate să fie rău, pentru că e făcut de omul Park Chan-wook, omul care a făcut Oldboy, care a făcut atâtea filme bune. Mă îndoiesc că e rău. Nu o să-l văd la lansare, o să-l trec pe listă, știi? Alături de alte pe care le-am trecute pe listă și o să-l văd probabil când e gata și când îmi aduc aminte de el. Nu știu dacă o să fie pe HBO Max, dacă sunteți curioși, pe 14 aprilie. Și închidem tot pe 14 aprilie cu cel mai așteptat serial, nu de luna asta, ci tot anul. O să vedeți că ăsta e cel mai așteptat serial și de ăsta o să discute mulți oameni. Franklin, baby. Uite numai la posterul ăsta, ce pictat e, ce frumos, îi zici că e direct pictură din aia. Marusică, bine ai venit. A? Franklin e un serial făcut de Apple, despre Benjamin Franklin, cred că e. Nu mă interesează absolut deloc. Am văzut un singur trailer, e Michael Douglas acolo care îl joacă pe Benjamin Franklin. Serialele astea istorice despre americani în general, eu n-am văzut nici Lincoln. Deci Lincoln era cam singurul care m-a interesat din istoria aia. Nu mă prind. Nu pot să spun că nu e istoria mea și nu mă interesează. Că m-am uitat la Napoleon, m-am uitat la mai multe care nu erau istoria mea, știi? Dar asta e efectiv, văd în trailer că se întâmplă ceva și eu ar trebui să fiu wow, dar eu nu știu ce se întâmplă, că nu sunt atât de investit în istoria lor. Dar îmi dau seama că aia ar trebui să fie ceva important, adică el se pune la birou, își ia pana și spune lasă-mă să scriu două rânduri. Și eu ar trebui în momentul ăla, nu știu dacă spune asta, eu ar trebui în momentul ăla să fiu, acum scrie citatul lui celebru pe care l-a spus în New Jersey. Acum îl scrie, ăsta e momentul. Dar nu sunt, știi? Dar... Nu trebuie să fie nici, uite că m-am uitat și la Napoleon și nu știam neapărat despre toate bătăliile sau știam și eu câteva chestii despre Napoleon. Bine, ăla nu e un exemplu bun că nu mi-a plăcut. Nu știu, nu-s curios. Arată rău și e făcut de Apple, deci există șansa să fie scris foarte bine sau scris foarte rău. Și cam astea au fost. Sunt foarte curios să-mi spuneți în comentarii ce o să vedeți voi, seriale, filme și aici în chat, evident. Pe partea de filme, mai ales la cinema, am uitat de un film. Cel mai fucking important film, nu l-am trecut pe listă și n-am luat nici posterul. Holy fuck! Ce prost ești, Alex! Deci avem mai multe filme în cinema. Imediat, lăsați-mă un pic să mă adun, că nu eram fucking pregătit. Tot în aprilie, la cinema, dacă îți vine să crezi, dar nu mai știu pe cât aprilie, sunt nepregătit. Avem și Bass House. De-abia aștept să mă duc la Bass House. O să fie belea. De-abia aștept. Mă duc. Nu o să înțeleg absolut nimic. O să fac clip, o să fac și live. De-abia fucking aștept.
Nu știu, n-am urmărit în viața mea niciun episod din Bass House. În viața mea, știu, n-ai minți, asta e, e în aprilie, dar e ok. Eu nici nu mai am treabă. Că vorbeam cu cineva că eu am văzut, că eu o să văd, eu văd filmele astea în cinema. Da, dar eu sunt cumva, nu mă mai afectează. După ce am văzut Miami Beach 2, Nuntă pe bani, Tati Part-Time, filmul ăla lui Prodanca, eu Simon. Plus că mă gândesc că, bă, fac clip. Știu că-mi iese ceva din asta. Dar să mă uit 8 ore la un serial de pe Netflix sau Apple sau ceva și dau 8 ore din viață ca să nu se uite nimeni, nu, nu merită. Dar așa mă duc, fain ăsta, de-abia aștept, ăsta o să fie cel mai bun film al lunii pentru mine. Lângă Abigail sau First Woman, probabil. Așa. Să văd ce mai spuneți voi și după aia facem recomandarea zilei și ne cărăm. Dăm noroc, fiecare își petrece weekendul cum trebuie. Eu o să-i dau o șansă la Constellation și eu. Nu mâine. Mai am multe pe care vreau să le văd. Trebuie să termin X-Men, trebuie să termin The Walking Dead, trebuie să mă apuc de X-Men 97, vreau să sun la sezonul 2 din Mad Men, ăla e cam serialul meu principal, deci mai am mult. Vreau să văd și Tokyo Vice, deci prea multe seriale, sincer, prea multe seriale. Dar multe le văd pentru mine. Mă uit la Mad Men pentru mine, la Tokyo Vice mă uit pentru mine și să vorbesc cu Skyne și Johnny, am înțeles, Johnny McLeod, am înțeles că l-au văzut. Dar sezonul 2 din Invincible apare exact, trebuie să reiau și pe ăla din cap, deci na. Am trecut și Constellation pe listă, dar nu știu când ajung la el. Ce e sucre, dacă e bun episodul 1 din Fallout, faci un live cu tematică, cum ai început cu The Last of Us? Nu știu. The Last of Us a fost o chestie, știi, unde se uita toată lumea, era pe HBO. Fallout o să fie pe Amazon, nu o să se uite chiar toată lumea, sau nu când apare, cel puțin. Lord of the Rings a fost mare, nu? Pentru Amazon. Mai știi cum erau discuții? Nu știu dacă... Dar am făcut aici pe live, nu? Și după două săptămâni, numai... după două episoade aia, nu mai vorbea nimeni despre el. Deci nu știu. E tricky cu astea, știi? Și chiar cred că o să fie mulți oameni care nu o să fie supărați. Adică o să fie supărați că jocuri ca astea. Deși, uite, își dă la să vaze cu jocul și nu știu cât de supărați au fost. Au fost supărați de episodul 3, ceea ce mamă, să da, mă rog. Așa. Stai să văd. Trebuie să văd Bass House pe YouTube ca să înțeleg filmul. Ăla e challenge-ul meu, eu nu refuz. Vreau să mă convingă filmul. Adică să faci un clip la un serial la care nu se uită lume, atâta lume și să zici că e mediocru, mai bine faci mișto de Bass House și faci engagement. Pe bune, că... Ok, să mă uit acum la... Nu știu, ce-i hot acum discutat. Mai, cu seriale în particular, pentru că de obicei 8 episoade, 8 ore din viață. Seară faină, Skyne, sper că te simți bine că te-ai stat cu noi. Mersi de susținere. Numai la ăsta... Trei corpuri problemă, mă pot gândi. Mă uit și mulți să spună, da, nu-i cine știe ce, da, sau să-mi spună, bă, ești prost, chiar e fain, și atunci mai bine nici nu mă uit și nici nu sunt atâta de multe vizualizări sau ceva. Mergi de văzut The Walking Dead, ca și fan The Walking Dead, zici de ăsta nou, The Ones Who Live? Mie îmi place, dar recunosc că și eu... Am început să scriu pentru clip, că mai e doar un episod și oricum nu dau spoilere, știi, și pot să scriu. Și am scris acolo o notiță că sunt mai mult entuziasmat să revăd pe Rick. Că nu l-ai mai văzut pe Rick Grimes de la sezonul 9 și he's still fucking got it, adică e ce trebuie. Nu a venit doar pentru bani sau rahaturi din astea, știi, se dedică omul, chiar e mișto. Halo a fost huge, am văzut, primul sezon mai ales, Master Chicks, toată lumea a discutat ce bun a fost Halo. Și ăsta, sezonul 2, am înțeles că e mai bun. Eu nu mă uit la ăla. M-am uitat la Halo 3 episoade maxim. Primul episod a fost ok. După aia când au introdus-o pe aia cu gulerul, I checked out.
O să mai fac Amazon serial cu God of War? Probabil. De anunțat e anunțat. Și Netflix o să facă cu Horizon Zero Dawn. Ăla o să fie fain. Alexandru, locuitor rebel de 2 ani de zile. Domnule Alexandru, level 3, thank you very much, te salut cu respect. Am terminat serialul Constellation, îl recomand. Mai înainte ziceam, l-am trecut pe listă, am văzut că a apărut tot. Mai durează până ajung la el. Dar l-am pe listă, mersi mult. Ai văzut short-ul de la Spider-Man? Da. Da, e drăguț. E drăguț. Am înțeles că a fost și acolo o fundație, o cauză acolo și reprezintă anxietatea sau atacurile de panică. Ceea ce e bine făcut pentru... Îmi place în special finalul cu taică-su. Foarte drăguț. Anul ăsta apare și eu cu I Play Day One, nu? Eu așa știu. Dar nu mai știu când. Dar sunt curios să vă și pe ăla. Seara faină, Cătălin, sper că te-ai simțit bine, că te-ai stat cu noi. Weekend plăcut. Adaptare de la joc la film, cel mai bun a fost Doom. Dar ăla cu The Rock, nu? Ăla, îl aveam pe DVD, nu înțelegeam nimic când mă uitam la filmul ăla. A terminat sezonul 2 din Halo. Doar un episod din sezonul 2 e decent. Restul episodelor sunt puse în plus doar ca să umple timp. Din ce am înțeles de la fan, ce m-am uitat eu pe internet, Ciprian, te salut. Sezonul 2 ar trebui să fie ceva eveniment mare din joc. Ceva război, ceva something. Nu mă uit. M-am uitat la 3 episoade din primul sezon atât și nu mai revin. Mi-e așa dor de Sandman. Vorbeam cu Scutursul astăzi de 3 corpuri problemă și Sandman. Mie mi-a plăcut așa de mult Sandman și consider că e așa de underrated. Sper să mai facă încă un sezon. Că mulți oameni nu s-au uitat la Sandman sau nu l-au luat în serios pentru că are, îi împachetat cu ambalajul ăsta al lui Neil Gaiman. The fantasy, mythology, nu știu, cum e și American Gods, cum e și Good Omens poate, dar mie mi-a plăcut, e mult simbolism acolo, e mult mesaj puternic, dar unii oameni l-au deschis, au văzut că Lucifer e femeie blondă și au zis, Lucifer nu arată așa, am văzut eu serialul Lucifer, e sexy, e frumos. N-are, mă, nicio treabă. Am văzut că moartea, de fapt, nu e o persoană cu craniu și secure și au zis, woke up, bă, tu nu mă păcălești pe mine, eu ai woke up. Ok. Foarte fucking sad că Sandman e atât de bun. Atât de fucking bun. Și mă mir că a ieșit de la Netflix. Ai, poți să uit oameni la Umbrella Academy, am auzit că și ăla e bun. Și de cel mai cheamă și Sandman că nu are nisip. Caută spice-ul. Caută spice-ul. Și are și nisip, da. Bun, trecem la recomandarea zilei. Dăm yapping cu recomandarea zilei. Hai. Știți că am vorbit despre... Unde ești? Despre domnul Mihnea. Minia, a Comfort One. Mihnea nu mă lasă să trec la recomandarea zilei. Zice, stai mă băiatule, unde te grăbești așa? Unde te grăbești așa, mă băiatule, mă sucre? Mihnea cu o cafeluță, am avut o seară de vineri super faină aici pe live. Sper că a fost chill pentru toată lumea. Recomand că cine a mai avut să lase o cafea aici pe cafe. Ei, mulțumesc, mă. Au fost multe cafeluțe astăzi, chiar am ajuns cu golul la 70% de la începutul live-ului. Deci au fost mulți oameni crazy. Mulțumesc mult tuturor. Și când sunt offline, vedeți că mai sunt care dau membership. Adică, mersi mult, mersi mult. Și o grămadă de membri, obvious. Godzilla X Kong este acum în cinema, așa cum am discutat astăzi și urmează și clip The New Empire, încă un film în care Godzilla face echipă cu Kong, dar mai mult Godzilla doarme. Eu aș recomanda evident să vedeți
Godzilla vs. Kong de acum câțiva ani still holds up, apare mai mult Godzilla în filmul ăsta, apare mai mult Kong. Kong apare mult oricum și în ăsta nou, dar e mult mai mișto și aici fac mai multe echipă decât în filmul precedent. Dar nu doar asta este recomandarea. Evident, mulți ar spune, boys, tăceți mă din gură cu filmele astea americane, trebuie să vedeți Godzilla Minus One, ăla e frumos, e despre oameni, despre război, despre suferință, nu doar despre monștri care se bat ca într-un joc desene animate. Și aș vrea să spun și eu asta, doar că nu l-am văzut. De-abia aștept să-l văd. E un film foarte mic din Japonia. Nu știu de ce nu împrăști odată distribuția aia și în America. America, care e o țară mare, mai mare decât Galați. Chiar și în America a avut un release foarte mic. E un film de fucking Oscar, a câștigat un Oscar. Dați-i drumul odată. În România n-a fost niciodată în cinema și nici nu e pe Blu-ray, nici nu e pe VOD ca lumea de închiriat. Deci tot ce poți, cum poți să vezi filmul ăsta e un amărât, l-o filma cu un Samsung A70 într-un cinema din America. Iar eu refuz să-l văd așa. Vreau să-l văd cum trebuie, să-l aud cum trebuie, știi? A fost release în Europa? Doar în câteva țări? Ok. Eu aștept să apară pe VOD ca lumea sau pe Blu-ray. Să-l văd 1080 cum trebuie. Să-l aud cum trebuie, știi? Normal că l-aș fi recomandat dacă... Na, nu știu, poate nu-mi place. Dar aud numai chestii bune, e cam imposibil să nu-mi placă. În schimb, o să vă recomand ce am văzut înainte să văd ăsta nou. E un film de anul trecut, adică nu e atât de vechi. E un film în care apare un personaj numit Ken, care a fost și la Oscaruri. Cântă și o piesă, I'm just Ken. Na, 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 na. Foarte colorat, foarte frumos și glumesc doar ca să vă speriu pe cei care sunteți speriați de Godzilla roz. Nu pot să cred. Vă sperie Godzilla roz. Nu e bine, mă. Recomand un film din 2016. Johnny, și tu vrei să mă ții aici? Și tu vrei să mă ții aici cu o bombă de 5 gifted subs? Ca să nu mai fie oameni grei, adică gri, în chat? Johnny! Johnny, zic bine numele. Mă ia iară Sabin cu Timothy Chalamet. Timothy Chalamet? Bată-te, Dumnezeu! 5 gifted subs, mersi foarte mult, domnule Johnny. Johnny! Mersi mult, mersi mult. Pe cine a lovit? Pe So, pe Bobert, pe Florin, pe Deni și pe Ana. Thank you very much. Mersi mult. Recomandarea mea este un film Godzilla din 2016. Este un film japonez și se numește Shin Godzilla. De pe posterul ăsta poți să-ți dai seama că efectele nu sunt chiar acolo. E un film făcut tot de studio care face și a făcut și Godzilla Minus One. Nu aceiași oameni. Mă refer studioul Toho. Eu așa știu. Și l-am văzut pentru că nu puteam să văd Godzilla Minus One și am auzit că ăsta e the next best one dacă nu ai ce să faci, știi? Și am dat play, am zis, o să văd și eu ce e ăsta, holy fuck. După ce am văzut ăsta, poate de aia sunt așa mai cinic cu ăsta nou acum. Ca să ne înțelegem, Godzilla în filmul ăsta nu este prietenul oamenilor. Alan 420, a Comfort One. Alin, și el cu o cafeluță să mă țin aici. Johnny, te salut, bine ai venit. Florin Popescu, te salut. Te pup, tata, sucret, toată stima. Mersi mult pentru donații, pentru dedicație. Mersi mult, noi cu prietenii te salutăm. Te salutăm, facem dedicație. Și o să spun niște chestii, că în filmul ăsta Godzilla nu este prieten cu oameni, cum vezi în filmele americane. Godzilla este o amenințare serioasă pentru japonezi și vezi, bine, Godzilla e și o metaforă pentru japonezi cu alte chestii nucleare, chestii de aia, e și tratată cumva, e și o metaforă, mă rog. Ideea e că tu
dai play la filmul ăsta și te aștept să vezi American. Truest one a Cumperat 2. Domnul Chalamet. Domnul Chalamet cu două cafeluțe pentru Battle Pass-ul la Marvel Rivals. Să știi că o să-l joc, dar nu știu când apare. În trailerul ăla nu e niciun release date, e doar un sign up pentru alpha beta test. Nu am intrat pe bloguri sau ceva. De-aia nu știu, dar o să-l joc. Ala, nu bat, mă mai joc cu vorba ce înseamnă. Și cel mai mișto cu Shin Godzilla e că te uiți la foarte mulți japonezi care, ca să vezi și birocrația, stau avioanele în fața lui Godzilla. Ca avioanele alea să poată să tragă rachete în Godzilla, trebuie să fie date vreo 6 telefoane. Deci omul din avioanele sunt pregătite să tragă, nu știu, stai să-l sun pe ăsta la alt. Domnule, avioanele sunt în fața, nu știu, stai să văd ce face generalul. Domnule general, avioanele au ajuns în fața lui Godzilla. Tragem? Da, puteți să trageți. Domnul general a zis că putem să tragem. Și ești, da, cam așa se întâmplă, știi? Asta e doar un aspect așa mai realist, ca să nu vorbesc de distrugere. Și am văzut toate Godzilla astea americane, astea noi. De la Godzilla din 2014, care e cu 2 ani mai vechi decât ăsta, până la ultimul ăsta nou, da? Plus astea Kong. În niciunul nu am văzut ce fac cu acest Godzilla. Am rămas tâmpit. O să vă spun atât. Godzilla vine din apă și nu arată ca Godzilla. Arată ca un crocodil, ceva, pește. Și pe parcursul filmului evoluează în ce vezi tu aici. Și what the fuck is that? N-am văzut asta niciodată. Și în filmul ăsta Godzilla, ca să tragă cu laserul ăla, cu beam-ul ăla, își deschide cumva așa, ca un alien, ca un predator. Eram, what the fuck? Da, efectele nu sunt chiar acolo tot timpul și cred că au fost și oameni în costum sau machete sau ceva, că au devenit foarte creativi. Mă uitam, efectele CGI sunt, da? Dar treci peste, ca la Godzilla Minus One probabil. Dacă vreți un film Godzilla bun, și în Godzilla e the next best thing, mai ales până când apare Godzilla Minus One. Ăsta nou e... E fun, m-am distrat și la asta, dar până când m-a durut cap. Acestea fiind spuse, eu vreau să vă mulțumesc că ați stat cu mine această seară minunată de dedicații. Sper că v-ați simțit bine, ca pe final de săptămână. Și să aveți grijă la ce vă uitați, sunt foarte curios să-mi puneți în comentarii ce o să vedeți în aprilie, ori filme, ori seriale, la cinema sau acasă. Nu știu ce mai apare acasă sau ce mai e de văzut. Și vizionare plăcută dacă mergeți la Godzilla ăsta nou. Sper să vă distrați. Urmează și clipul. Și vizionare plăcută dacă vedeți și în Godzilla. Mulțumesc foarte mult și pentru susținere. Golul lunar. O grămadă de membri. Ajută mai mult decât credeți sau știți. Intrăm acum în aprilie, unde o să fie o grămadă. Și o să mai vină și clipuri pentru membri, by the way. Minia, a Cumperat One. Minia a vrut să aibă ultimul cuvânt. Mersi foarte mult, domnule Minia, pentru o cafeluță acolo la Golul Lunar. A zis seară bună, seară bună, vă spun și eu. Și weekend plăcut și vizionare plăcută.